În orice pădure există uscături, indiferent de forma ei, indiferent de locul social, vor exista scadențe. Dar aceste scadențe trebuie tratate ca atare. Prima formă este răcirea sufletului. Ți-ai pierdut sensul chemării. Nu te-ai regăsit. Uite că într-un moment din ăsta, când eram tânăr, și eu am avut o experiență de genul ăsta. Aveam aproape un an de mănăstire, eram dat cu vacile pe deal acolo, cu oile. Și am zis, oare n-am greșit că am ales ideea asta? Și m-am pornit să mă duc la Părintele Paisie Olaru, că trăia Dumnezeu să-l ierte, un mare sfânt contemporan. Nouă, a dormit în 1990, prin 18 octombrie, și am ajuns la ușa lui. M-am pus pe prag acolo și am auzit din nuntru, eu eram un mucos, 22 de ani, când i-a zis Maicii Maria, o femeie foarte, cum să cade și sporită, o femeie cu frica de Dumnezeu, o mare trăitoare. Vezi că e beatul nostru de la vaci la ușă, dă-i drumul să intre. Și când am intrat, mi-a dat un cuvânt de folos fără să-l întreb nimic. Frate Costic, sunt două porți în mănăstirea asta. Una în vale, dacă te duci, te întâlnești cu dracu și unde te-a purta el, nu te mai poate întoarce nimeni. Dar una în deal duce la munte. Dacă respecti psaltirea la munte, suflete, că de acolo vine izbăvirea, vei reuși. Mi-a fost rușine să-i mai spun ceva. I-am pupat mâna, am luat binecuvântare și am întins-o la ascultare. Și am trecut clipa magică. Dar de ce apar astfel de momente pentru tine? Păi apar pentru că avem și un război nevăzut. Deci noi nu-l putem exclude pe diavolul din ecuația ispitirii. În momentul în care intră în mănăstire, atunci realizează de fapt că este pentru totdeauna acest angajament? Dezideratul, până în clipa depunerii voturilor, poate fi schimbător. Deci poți să te reîntorci. Dar deși te reîntorci, vei plăti o oarecare poliță de asigurare lui Dumnezeu. Pentru îndoială, că Moise n-a văzut țara făgăduinței. Ilie a trebuit să-l vadă pe Tabor. Pentru că zice, Doamne, dar trebuie să-i pierd pe tăți, nu mai este niciun. Hai mă, Ilie, liniștit, tu ești prea vulnerabil. Mai sunt 7000 care se închină mie. Adică nu ești tu singurul călugăr. Sfântul Pahomie l-a întrebat pe Sfântul Dumnezeu aceasta. Doamne, dacă tu ai spus că neamul ăsta călugăresc va slăbi, se va strica, nu va mai fi râvnitor ca la început, la ce ai mai făcut cinul ăsta? Și a zis, Pahomie, tu vezi de grija călugărilor tăi, că de treaba călugării port grijă eu. Până la sfârșitul veacului acest cin va exista, pentru că cei care trebuie să se mântuiască în acest cin trebuie să aibă unde să intre și să îmbrățișeze chemarea. Iar cei ce vor greși, eu mă judec cu ei când greșesc. Și să vedeți cum judecă Dumnezeu. Era un călugăr nepăsător, leneș din calea afară. Stătea lângă un călugăr foarte râvnitor cu chilia. Și ăla toată ziua spunea, Doamne, n-aș vrea să fiu cum e călugărul ăla, n-aș vrea să ajung ca el, n-aș vrea să pățesc ca el, n-aș vrea să mi se întâmple ce i se întâmplă lui, n-aș vrea să pățesc cum a pățit el. Și se întâmplă să moară întâi nepăsătorul. Și vede nevoitorul cum îngerii duc sufletul la cer. A nebunit pe loc. Nu se poate așa ceva. A căzut la rugăciune și, Doamne, zice, asta e înșelare de la draci. Tu ești în înșelare de la draci. Pe tot cel ce vine la mine nu-l voi da afară. Eu nu vreau moartea păcătosului, eu vreau ca el să se întoarcă și să fie viu. Eu n-am venit să judec lumea, să mântuiesc lumea. De unde știi tu că e de la draci? Tu știi ce calitate a avut acest călugăr când a venit în fața mea și l-am întrebat, ce ai făcut, omule, cu sufletul tău o viață întreagă? Mi-a spus atâta, Doamne, n-am putut păzi toate cele călugărești. Dar un lucru l-am păzit cu strășnicie. N-am judecat să nu fiu judecat. Și am fost nevoit să-i dau drumul în rai. Că scrie în Scriptură, nu vei judeca, nu vei fi judecat. Deci iată ce simplă e mântuirea dacă crezi în Dumnezeu. Dacă ai nădejde în Dumnezeu. El s-a nevoit așa leneș acolo în chilia lui, așa și spune cartea de învățătură. Stai în chilia ta că te va învăța de toate. Mănâncă ava iperche când ți-i foame. Bea când ți-i sete, dormi când ți-i somn, dar fă-o cu măsură, adică nu în obrăznicie. Să nu-l sfidezi pe Dumnezeu. Iar alt călugăr, la fel, foarte, cum să spun, foarte supărat pe viața călugărească. A venit un cutremur, a dărâmat mănăstirea,
Toți au plecat de acolo și el a spus, eu de aici nu plec. Stau în locul ăsta, dacă aici m-a trimis Dumnezeu. Și în bolta bisericii a rămas Preasfânta Născătoare Dumnezeu cu cei doi arhangheli, cu lanțul de la Policandru. Și el a agățat acolo candeluțe și mergea prin sat, cercea unde lemn și punea în candela aia să ardă tot timpul. Și a venit diavolul într-o zi și a zis așa, ce faci aici? Mă odihnesc. A plecat diavolul. A venit în altă zi, ce faci? Mă plictisesc. A venit în altă zi, ce faci? Trândăvesc. A venit în altă zi, ce faci? Contemplez. Iar a plecat. Și l-a ispitit diavolul vreo lună de zile. La o lună de zile, diavolul îi spune, aș putea să fac un târg cu tine? Ce dar să-ți dau? Cu ce să te plătesc? Cu ce să te ajut să pleci din locul ăsta? Dar ce câștig dacă plec din locul ăsta? Orice vrei tu! Lasă-mă până mâine să mă gândesc și mâine își cer oferta. Știa că este un pusnic sporit undeva și a pus toiagul în mână și rasa în spate și a plecat urgent la pusnic. Zice, bătrâne, trebuie să mă înveți un lucru. Azi a venit diavolul în chip văzut și mi-a zis așa, să părăsesc ruina aia unde stau eu și să plec de acolo că îmi dă orice. Nu. Fii șmecher. Când vine diavolul, îi spui așa. Dacă vrei să stăm de vorbă, întâi du-te și fă o metanie femeii celei din boltă care aprinde o candelă, el fuge de Maica Domnului Dracu, nu o suportă. Și apoi, dacă vrei să plec eu de aici, garantează mântuirea sufletului. Și vezi ce îți răspunde. A venit diavolul cu miereală, cu nu știu ce. Uite, știu un loc unde e o pungă de galbeni ascunsă. Poți să te îmbogățești, să ai tot ce trebuie, să trăiești viață mondenă, să nu-ți lipsească nimic, să ai tot ce-ți place. Nu! Eu vreau înainte de a sta tu de vorbă cu mine să te închin la femeia din boltă. Tu ești nebun? Eu cu tine am treabă, nu cu ea. N-am ce să discut cu ea. Dar de ce o urăști așa de tare? Că e tare blândă și cu minte. Eu de când stau aici doar cu ea mă mai iau. Zice să-ți dau să pleci de aici. Garantează mântuirea sufletului. Du-te încolo de nenorocit, asta nu-i mintea ta, tu ești prea prost. Trebuie să fie banditul ăla de pusnic din vale, numai el te-a învățat prostiile astea. Și a dispărut diavolul. Adică, vreau să spun că după învățătura filocaliei, cel mai rău călugăr dintr-o mănăstire este ca cel mai râvnitor mirean din lume. De ce? Tu în lume îți faci toate voile, mănânci când vrei, pleci când vrei, vii când vrei, te rogi când vrei, te distrezi când vrei. Călugărul acela rău în mănăstire, leneș, puturos, nepăsător, lăsat cu sufletul rece, că Dumnezeu îl încearcă și îl trece prin site, își taie voia să scoală la un program, merge la un program, face treabă că vrea, că nu vrea, mănâncă, că îi place, că nu îi place. Intră o rânduială. Iar rânduiala asta este atât de grea și este atât de greu de înțeles atât în lumea monahală cât și în lumea laică, pentru că nimeni, cum folosesc acum mai nou temerarii, a, tipic, tipic și la inimă nimic. Nu, tipic, tipic, acolo e taina mântuirii. Era un hoț care a ochit o mănăstire cu muzeu, cu multe podoabe aurite și argint și pietre scumpe, icoane, evanghelii. Și a zis, eu trebuie să prad mănăstirea asta. S-a dus la poarta mănăstirii, deghizat cu hainele unui călugăr pe care îl ucisese sau îl îmbătase. I-a luat epitrafirul, i-a luat molitfelnicul, crucea, potcapul, papucii, tot. Și a venit, deschideți semn din de la Dumnezeu, trebuie să intru la voi. Dar portărea s-a spus, stai așa pusnice, că aici nu ești unde vrei tu, aici e o rânduială.